Craiova. Din numărul total de 33 consilieri, la moment avem prezenți 28. Deci se califică a fi motivați domnul Scurtu Valentin, domnul Paladi Iacob, domnul Trofim Ion. Nemotivați Popa Gheorghe și Descu Grigore. Ce propunere aveți pentru începerea ședinței de astăzi? Numărul de consilieri prezenți permite să o desfășurăm. Vă vot. Cine este pentru început ședința consilierului Adam? Rog să votați. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Unanim. În baza articolului 16, punctul 7 al legii pasurilor de stat prin administrația publică locală, este necesar ca să alegem un președinte de ședință care să prezideze ședința respectivă. Ce propunere aveți? Deci, au parvenit două propuneri. Cine este pentru ca domnul Cernică să fie președintele de ședință? Rog să votați. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Deci, conform procedurii de vot, domnul Cernică. Rog să vă exercitați. Rog să vedeți cum de fapt, partidul de care pentru la care și care ședință să alegem un nou președinte. Iar unii s-a exercitat deja pe. La compartimentul fonduri speciale, în mărime de 1.089 lei. Punctul 3. Se redistribuie mijloace financiare în sumă de 5.000 lei din compartimentul casei de copii pentru procurarea a câte un set de cadouri ce urmează a fi înmânate copiilor din casă de copii și din casa asistenților parentali. A mai parvenit o schimbare în legătură cu... titlul executoriu, privind încasarea de la Consiliul Raional Telenești, cheltuiel de executare în mărime de 23.891 lei. Executorul își preferesc Bozan Gheorghe. Suma dată va fi alocată din cheltuielile neexecutate la moment din compartimentul deschiderea casei unor de copii care au fost dăruite în bugetul aprobat. Aprobarea mijloacelor financiare alocate prin dispoziție președintelui Raionului din perioada 13 august-24 decembrie. Dispozițiile, numărul la dispoziții sunt stipulate în decizii, fiecare are decizii de față. Dacă sunt întrebări, le ascult. Rog pentru a fi aprobat. Doamna Angela Sărbătoare.
Deci se modifică decizia numărul 18 din 5 decembrie 2011 cu privire la Comisia Raională pentru Protecția Copilului Oblată în Ciutare. O să aduc la cunoștință membrii comisiei care sunt acum, înaintați pentru domnul Dejan Valerian, vicepreședintele Raionului, Lazarencu Valeriu, specialist principal în problemele juridice, Botnaru Maria, șefa Serviciului de Asistență Psihopedagogică, Buga Lilia, specialist principal în asistență medicală a mamei și copilului, Roșca Eugenia, președinte organizația non-guvernamentală Concordia, Plăcintă Mariana, inspector al biroului siguranță copiilor al serviciului de comunitare, Cuiel Grigori, șef birou evidență și documentare a populației, Popovici Natalia, șef serviciu asistență socială comunitară. Deci, conducându-ne de hotărârea guvernului, ce sunt de regulamentul cadru a comisiei. Comisia trebuie să fie alcătută de 8 membri. Deci ne-am condus după deci, care sunt funcțiile membrilor. Dacă e necesar, doi membri de către, care sunt numiți de către Consiliul Raional, doi membri specialiști de profil, deci psiholog și psihiatru, doi membri delegați de către organizații, maximum, adică doi membri de către organizațiile non-guvernamentale și doi membri, deci, alator organizației cu care conducăm în cazul Raionului, cei ce se ia documentare, inspectoratul de poliție. Stimați consilieri, deci niciodată reprezentantul poziției, aveți care vă propuneți conferința comisiei. Eu am o întrebare, așa ca să mai variem, să nu votăm așa chiar de valma. Dumneavoastră ați spus că sunt înaintați de aceea. Procesele verbale ale înaintărilor se anexează. Consiliul Raional a înaintat 2. Este procesul verbal. Organizațiile neguvernamentale au înaintat 2. Este procesul verbal. Cât de cât să fie în cadrul legal. Am dreptate. Dacă nu, ce să spun? Deci, ca să vă zic că din proiectul respectiv de decizie a fost discutat de care membru a comisiei respective. În cadrul ședinței comune care au avut loc la vicepreședintele Raionului, astăzi urmează să vă exercitați dreptul de alegere din numele Consiliului Raional pe membrii, doi membri, deci îi aveți în față, deci vorba de vicepreședintele Raionului, probleme sociale, domnul Dejan și juristul Consiliului Raional. În rest, organizațiile non-guvernamentale, persoanele care au fost vizate sau instituțiile care au fost vizate respectiv, au fost discutate prealabil și s-a coordonat. Și fiecare instituție, deci a mai intrat un membru care a fost inclus în membru comisiei. Mulțumim de răspuns, cel puțin am aflat cine am înaintat noi. În rezultatul lucrărilor efectuate de societăți cu responsabilitate Geoinform System și Olvis SCAD, aceste proiecte au fost efectuate și sunt propuse pentru a fi întărit. Aceste hotare, satele date erau amplasate, în schimb nu erau stabiliți și hotarele lor în locul. Și aceste lucrări au fost efectuate de către aceste două întreprinderi. La vot. Mulțumesc.
stimați consilieri, pachetele care le-ați primit, aveți prezentat programul de activitate al Consiliului Rural pentru 2014. După cum am menționat la Comisia de Specialitate, este un program cadru. Urmează ca pe parcursul perioadei de 2014, pentru exactarea Consiliului Rural să fie adus 7 propuneri, subiecte, reieșând din circunstanțe care urmează să aibă loc. Deci, rog, două plăcări. Deci, dacă sunt competențe sau adăugere, aveți care va adăugere? Eu mă depinde. Dacă nu sunt costume de adăugere, vă rog să reconstruit o fântână arteziană pentru care s-au achitat circa 170.000 lei.
în luna decembrie 2013 s-au desfășurat, s-a efectuat copa care necesită a fi schimbată, costul care este de 21.000 lei. Pentru procurarea acestei pompe și repararea ei în funcție, nu vând eu, dar eu vând de circa 10.000 lei. Da, 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 da. Ultimul demers. Prin prezenta administrația instituției publice Spitalul Raional Televești solicită alocarea surselor financiare în sumă de 70.000 lei în baza scrisorii de garanție oferite de către Consiliul Raional care contribuie la realizarea proiectului privind achiziționarea videogastroscopului finanțat din fondul de rezervă și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Na. Deci, la ultimul subiect, Comisia pentru Buget și Finanțe, la Comisia pentru Buget și Finanțe a parvenit propunerea de a se suplimenta suma de 70.000 lei cu 5.000 lei. Deci ar trebui 75.000 lei. Prezent proiectul de decizii care vă aveți în față, au obținut aviz pozitiv al Comisiei Anglo, Comisiei de Specialitate. La vot. Domnul președinte, rog să spun tot. Estimați consilieri, cine pentru aceea ca proiectul de decizii de votată rog? Un anumit. Timpul ședinței a evitat, este deschidere de ce s-a mântuit Da, deci... Deci noi vă mulțumim pentru timpul acordat. Înainte ca domnul președinte, domnul care va cuvinte de felicitare, vreau să menționez faptul că urmează tradițional, cum avem specific la sfârșit de an, să mergem, să vin pe cupă de șampanie, să ne felicităm unul pe altul cu trecerea noului, vechiului an și începutul al noului an. Acest lucru o să o facem la restaurantul Legenda. Rog tot personalul care este în sala respectivă să ne onoreze prezența la restaurantul respectiv. Chiar după fixarea cursurilor care urmează mai rog și după urătorii care deja ne poate bine.